mare și am cântat lucrul acesta și dacă și credem vecele lor. Și atunci când trecem în viața asta prin multe, multe, multe nebănuite, neînțelese, negândite, neașteptate situații, să putem să zicem aceste cuvinte, ce mare ești, nu înțelegem. Dar dacă îl vedem pe Dumnezeu mare în orice situație, orice problemă, orice imposibilitate este nimic. Și vom vedea în final că nu am fost dezamăgiți, că nu ne-am încrezut degeaba în Dumnezeu. Vom vedea, așa cum spune Sfânta Scriptură, în cine ne-a încrezut. Aș vrea ca această încredere noastră să fie neclintită în El și cu atât mai mult cad în fața noastră atâtea experiențe din Sfânta Scriptură, care ne arată situații pe care au trecut oameni ca și noi, cu probleme ca și noi, cu dureri, cu așteptări ca și noi, cu vise și speranțe. Și vom vedea că au trecut și ei biruitor, dar știți de ce? Că L-au păstrat pe Iisus în viața lor. Și dacă vom păstra pe Iisus în viața noastră, în partea noastră, cum o vedea în seara aceasta, cu siguranță vom ajunge de partea cealaltă. Dacă nu, ne vom scufunda, vom rămâne înconjurați de probleme, de valuri, de așteptări, de vise, care nu și-au rostul cu viața noastră, care îi spune că așteptăm pe Domnul Iisus Hristos. Dacă visele noastre sunt ca și găină la tărâță, la gunoaie din lumea asta, sunt numai în jos, aici vom rămâne. Dacă visele noastre se îndreaptă dincolo, și așa de îndrăzneți au fost atitudinile ucenicilor Domnului Iisus, că ei deja așteptau împărăția lui Iisus să apară. Și chiar dacă va părea, până și apostolul Pavel la un moment dat spune, nu vom adormi toți. Asta înseamnă credință. Asta înseamnă așteptare, asta înseamnă speranță vie în viața credincioșilor. Nu zici, Pavel, nu veți adormi toți. Nu o să muriți, eu o să fiu plecat, bătrânul Pavel. Nu! Pavel, bătrânul Pavel trăia cu speranță că va vedea pe Dumnezeu, că va vedea pe Domnul Iisus, chiar venind pe norii cerului. Asta înseamnă viață de creștin, o viață în așteptarea Domnului Iisus, care poate să vină în ceasul, cum spune Iisus, în ceasul în care nu vă gândiți. De aceea, pentru că va fi o surpriză pentru cei mai mulți, să nu fie o surpriză pentru noi. Doamne ajută! Ci să fie o așteptare, pentru că spune Solomon, așteptarea celor neprieniți va fi bucurie! Și aceasta să-L ia Dumnezeu tuturor. Amin. Și în această seară, privind cuvântul Domnului, vom vedea că acești ucenici, și noi ne declarăm și noi ucenici, cei mai mulți dintre noi și cei care nu sunt, m-aș bucura și aș dori ca Domnul să ne facă pe toți ucenici, că dacă nu suntem ucenici, nu vom putea să împărățim cu Domnul Iisus. La școală nu pot să devin profesor și sunt copii care aspiră. Am și eu prin casă persoane care vor să devină profesoare. Și am zis, nu se poate să devin profesoare dacă întâi nu știi bine ceea ce vei preda la copiilor. La fel nu vom putea noi să împărățim cu Iisus Hristos dacă n-am trecut și n-am biruit. Așa că și Domnul Iisus Hristos. Spune Iisus, ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui. Și-a spus Domnul Iisus, dacă cu mine s-au purtat așa, se vor purta cu voi. Dacă cu mine au făcut așa, vor face cu voi. Nu vă așteptați la altceva, dar a spus, în lume veți avea necazuri. Și numai asta nu le place nouă creștinilor, să auzim de necazuri. Am face orice, dacă am putea să fim siguri că nu ne va lovi boala în viața asta, că nu ne vor ataca problemele, vrăjmașii, dușmanii, situații nedorite și vom trece așa pe câmpul verde plin de flori, direct în Împărăția lui Dumnezeu. Și să vă zic, nu, în lume veți avea. Asta e un lucru care se poate schimba. Și Iisus nu s-a oprit pe aici, că dacă ar fi spus așa, ucenicii ar fi rămas cu capul în pământ și a zis, păi, noi ne-am gândit că dacă o să urmăm pe tine să mâncăm bine, o să scăpăm de probleme, o să devenim și ceva șef prin miniștri, miniștri în lumea asta. Doar de-aia am lăsat totul și te-am urmat. Și eu zic Domnul Iisus, nu? Îndrăzniți prin probleme, îndrăzniți prin necazuri, că eu am biruit lumea. Și cel ce va birui, îi voi da să-și are cu mine pe scaunul Domnului. Păi cum eu am biruit? Și șeful Tatăl meu pe scaunul Domnului. Vrem asta? Amin. Dar vrem și ce prima parte? O acceptăm? Nu vrem. Hai să fim sinceri că nu vrem. Dar o acceptăm?
Domnul să ne ajute să acceptăm și să spunem, cum am spus la început, ce mare ești. Dacă rămâne doar cu cuvintele astea ca și motto în mintea noastră, cântarea deja ne-a dat soluția, ne-a dat, cum să spun, motor pentru viața noastră, indiferent ce se va întâmpla, vom trece prin viitor. Și acești ucenici ai Domnului Iisus, înainte de această situație, am auzit cuvântul citit, îmi cer scuze și pentru vocea care nu-i prea zdravă, nu-i prea clar, în seara aceasta de vreo 3-4 săptămâni, nu mai număr. Mi-am pierdut vocea și am început să revină și eu. M-am bucurat și chiar copii acasă, dar ai început să poți să vorbești, astăzi și strici. Poți să și strici, că nu mai puteam. Vorbim mai tare, eram așa de obosit, că am zis, parcă aș fi lucrat toată ziua, doar când vorbesc. Să știți că e un act și să poți să vorbești. Să poți să vorbești. Și cântăm noi cântare. Și dacă am grai și nu munce, te laud, așa e furtul. Nu știu dacă mulțumim Domnului pentru tot ce beneficiem în viața noastră, dar când nu avem, ni se deschid ochii și începem să realizăm că nimic nu ni se cuvine, că noi și totul avem dar de la Dumnezeu. Și acești ucenici ai Domnului, în umblarea lor cu Domnul Iisus, într-o zi Domnul Iisus a zis, vreau să vă trimit doi câte doi, mergeți prin sate și propovăduiți Evanghelia, scoateți afară duhurile necurate, vindecați, ungeți cu underem și vindecați pe bolnavi în numele meu. Și ucenicii Domnului pleacă în practică, pleacă pe câmpul de misiune, fără Domnul Iisus, dar sub puternicia, sub autoritatea Domnului Iisus. Și se duc oamenii, se duc ucenicii. Și mare bucurie, mare entuziasm, se întorc înapoi cu mare succes. Parcă dintr-o dată, în mâinile lor, e atâta autoritate și atâta putere în cuvântul lor. Și vin și aș vrea ca să citesc, sper că am mai scris și aici, să se reușesc să găsesc mai repede. La un moment dat vin și spun, Doamne, mare bucurie, în Luca, dacă nu greșesc. Am scris aici, dar nu vreau să vede cu pixul ăsta. Luca 10, da, mulțumesc. Da, întoarcerea celor 70. Că i-a trimis Domnul Iisus pe ucenici, pe 12, și după o vreme a trimis încă 70, dar cu aceeași misiune. Și aici redă extazul lor, redă entuziasmul, bucuria lor extraordinară la întoarcere și spune, Doamne, chiar și dracii sunt supuși în numele Tău. Și în Marcu, în capitolul 6, spune cuvântul Domnului, în versetul 12, ucenicii au plecat, au propovăduit pocăința, scoteau mulți dragi și ungeau cu undere pe mulți bolnavi și vindecau. Apostolii, în versetul 30, s-au adunat la Iisus și au spus tot ce făcuseră și tot ce învățaseră pe oameni. Și un succes 100%. E frumos să vezi lucrul acesta. Și nu le venea probabililor să creadă cum, dintre niște pescari amărâți care de azi pe mâine încercau să-și câștige grana, din niște oameni care nu dădeau oameni mare lucru pe ei. Pentru că era o muncă foarte grea, o muncă silnică, o muncă, să zicem noi, mai de jos. Și dintr-o dată, atâta putere în jurul lor, atâta influență, merg în jurul oamenilor, oamenii se ascultă, durele necurate pleacă, bolnavii se vindecă și e ceva extraordinar. Propovăduiesc, toată lumea ascultă. E frumos, nu? Să întoarcă Domnul Iisus și să spună raportul. Da, Domnul Iisus îi vede obosit și osteniți și le spune, nu vă bucurați. Voi vă bucurați pentru asta, dar nu vă să trebuie să fie motivul bucuriei voastre. Cel mai mare motiv și care să nu dispare niciodată din inima voastră să fie acesta. Că numele voastre sunt scrise în cer. Cu alte cuvinte, o poziție care nu poate fi egalată cu niciun succes, cu nicio realizare spirituală, o de oricare natură ar fi ea. Și ucenicii sper că au învățat acest mare adevăr și Domnul Iisus vrea că să-i ducă să se odihnească. Dar nu reușesc. Pentru că oamenii plini de probleme, plini de nevoi, nu încetau să apară. Problemele erau pretutindeni, nevoile erau mari. Și
Au încercat să meargă într-un loc cică pustiu. Așa se știa. Până atunci, după aia mai rămas pustiu. În versetul 31 spune Iisus, veniți în locul într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin, deci erau mulți care veneau și se duceau și n-aveau vreme nici să mănânce. Vorbea practic de duminică, nici așa n-avea vreme. Au plecat de-a cu corabia ca să se ducă într-un loc pustiu la o parte. Oamenii i-au văzut plecând și au cunoscut, au legat pe jos. Nu cu corabia. Imaginați-vă, acolo a fost sport, a fost gros. Oamenii ăștia, de dragul Iisus, de dragul prezenței lui Iisus, Doamne, ținut cont că e mare distanță, că sunt obstacole, că e drumul greu, că e noroi, că n-au papuci, n-au pantofi, special pentru asemenea drum. I-au văzut, au alergat pe jos din toate cetățile și au venit înaintea lor în locul în care se duceau ei. Când a ieșit din corabie, surpriză, Iisus a văzut mult noroi, nu era locul pustiu, pentru că oamenii deja au ajuns înaintea lor, nu știu cum s-a făcut. Și s-a făcut milă de ei pentru că erau ca niște oi care n-aveau păstor. Și a început să învețe multe lucruri. Și mai departe citind vom vedea că în sfârșitul cuvântării, a învățăturilor, a vindecărilor care le-a făcut Domnul Iisus. Trebuia să plece oamenii acasă, dar Domnul Iisus n-a putut să lasă să meargă frămânți. Și acolo are loc o minune. Din câteva pâini și câțiva peștișori, Domnul Iisus, sub ochii lor, înmulțește și satură pe toți și rămân și încă 12 coșuri. Imaginați-vă ucenicii mergând printre rânduri, iar și ei colaboratori, oameni importanți, mergând printre oameni și luau și vedea că din farfuria lui iau oameni și nu stade, nu se termină. Vă dați seama că au avut un sentiment din ăla iarăși de împlinire, de satisfacție, spunem noi, spirituală, care au văzut că uite, prin mâinile lor se face și lucrarea asta, la porunca Domnului Iisus, sub autoritatea Domnului Iisus. Și acum, după ce toți sunt sătui, după ce toți au putut să constate încă o dată, că Iisus Hristos nu doar are puterea asupra boli, asupra oamenilor îndrăciți, asupra fenomenelor naturii, asupra problemelor, nu numai că învață ca unul care putere, dar și înmulțește ceea ce nu era. Și oamenii erau foarte, foarte mulțumiți, bucuroși și aveau un de gând să facă ceva. Și ucenicii se bucurau. Știți ce avea care să bucură? Să-mi spune cineva ce vreau oamenii să facă într-o asemenea atmosferă. Cine n-ar avea un președinte, un patron care să zică, ok, ești lângă mine, ești în companie mea, tu nu o să mai duci lipsă de nimic. O să fie asigurat. Cine ar mai pleca din comun? Nici să mergi acasă nici mai bine, nu? Dar nu cumva să vină altul să intre în companie în locul tău și să-ți pierzi locul. Ai zis să și dormi acolo, să și să te muți acolo cu familia. Și ucenicii împreună cu oamenii, în capitolul 6, suntem pe aici, da? După ce înmulțește pâinea, spune că voiau să-l ia cu sila să-l facă împărat pe Domnul Iisus. Dintr-o dată au văzut că pot să scape de sub drobia romană, de sub dominația aia în care ei erau zdrobiți sub talpa romană. Și dintr-o dată poți să aibă un împărat care să-i reprezinte și care să le împlinească toate nevoile. Și Iisus știa lucrul acesta, dar ucenicii ar fi vrut. Vă aduceți aminte că au fost multe situații când ucenicii să-și procure un loc, au trimis pe mama, au trimis relații, au dacă cumva să fie primii și lângă Domnul Iisus. Și și așteptau din moment în moment ca ei să se vadă șefi acolo, în poporul Israel, în țara aceasta. Și Iisus intuiește, știe gândul, pentru că Iisus știe ce-i noi. Știe ce gândim noi în momentul ăsta. Știa ce gândeau ei în momentul respectiv și că au această intenție. Și Iisus repede lui înainte. Aici e frumos că Domnul Iisus anticipă ceea ce oamenii vor să vină. Vin să-i ispitească pe Domnul Iisus de multe ori și Iisus a zis, veniți aici pe țarnicilor, vreți să mă ispitiți, aduceți-mi un pahar. Și în multe situații, deci ei n-apucau să-și formuleze bine fraza, ca să sune cât mai pertinent, cât mai serioasă, că Iisus știa că inima omului este multă prăsărnicie. Iar inima omului acestora era sinceritate, dar nu era momentul, nu era modul în care Dumnezeu a vrut ca Iisus să devină împărat. Dacă l-ar fi făcut împărat atunci, dacă Iisus... Pentru că să știți că Iisus a fost și om. Ar fi cedat ispite.
tentații care încearcă și pe noi oamenii de multe ori. Să nu scape posibilitatea. Cine știe dacă voi mai avea a doua șansă să mă înscăuneze, să devin împărat peste tot Israelul. Și diavolul, obraznicul, n-a pregetat să vină și să-i spună Domnul Iisus, auzi, mi te închin mie, toate împărățurile ți le dau ție. S-a împumetat, a vrut, l-a ispitit în toate felurile. Și în felul ăsta și oamenii oarecum, în aclamațiile lor, au încercat lucrul acesta. Dar Iisus spune, s-a dus, știind că vor lucrul acesta, s-a dus numai el singur la munte. Nu ne scurze în toată. S-a dus, să vedem. În textul care am citit în seara asta, ne spune ce a făcut el în munte. Și spune, îndată în versetul 45, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie. Imaginați-vă, ucenici care, după atâtea dovezi, teste în fața oamenilor, că ei sunt, că ei pot, că ei sunt mâna dreaptă a Domnului Iisus și succesul în mâna lor, la îndemâna lor. Și ar fi vrut, dintr-o dată, să devină și ei pe acolo, consilier, cum am spus, oameni, cu vază în mulțime și Iisus să fie împărat. Iisus zice, auzi, voi, repede în corabie. Repede îi trimite la corabie. Parcă tot ce au zidit, tot ce au construit, tot ce au încercat să crădească ca imagine, ca și popularitate, se destramă în câteva secunde. Că Iisus nu stă de la joacă cu ei. Nu glumește, spune, ia silit. Și când îi silește, Iisus știe ce face. Când Iisus intervine în viața noastră și ne silește la ceva, El știe ce face și nu ne place. Foarte mult nu ne place. Ieremia, la un moment dat, chemat de Dumnezeu, a văzut ce l-așteaptă și Dumnezeu insistă la el, insistă și la un moment dat el spune, Doamne, m-ai îndepletat, ai fost mai tare decât mine. Și Ieremia stă la dispoziția Dumnezeu prețul pierderii popularități, cu prețul pierderii prietenilor, cu prețul să fie aruncat în groapă, să moară, cu prețul să nu mai fie ascultat. Ieremia a înțeles că dacă Dumnezeu vrea să-L înducă și El știe ce face în viața Lui. Și ucenicii ascultă de Domnul Iisus și aici e frumusețea. Aici e frumusețea. Când cunoaștem cu adevărat și înțelegem că Iisus este cel mai mare, că El este stăpânul, cum cântăm, că El este Domnul și Mântuitorul nostru, mai punem la îndeală cuvântul Lui. Mai încercăm să scădăm dintr-o față, dar nu scrie chiar așa, auzi, acolo cred că trebuie să fie interpretat altfel. Și încercăm să o întoarcem în Biblia, dacă am putea invers, să arătăm că nu scrie așa. Și să dovedim cu Biblia în mână. Și Domnul Iisus spune, dacă mă iubiți, testul iar gostul, voi dați examen. Veți păzi poruncile mele. Pentru că vorbe sunt multe și le exprimăm frumos. Dar Iisus a zis, dacă, așa cum ziceți, dovediți, veți păzi. Ce nici ascultă de Domnul Iisus. Să știți că nu a fost ușor să plece pe Iisus. În acel moment de glorie, spunem noi, să plece singur pe mare, pentru că, citim capitolul 4, cu câtva timp în urmă, din nou am fost pe mare, pentru că ei călătoreau, n-aveau mașini ca și noi astăzi. Mijlocul cel mai comun de transport și rapid erau corăbile, bărcile, fiecare cu ce putea și cum își permitea. Și în capitolul 4 spune că după ce a dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care s-a aflat și așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte corăbii și s-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că mai că se umplea corabia. Și el dormea la cârmă, dar era acolo. Aici e frumos, era Iisus cu ei și ei și-au adus aminte și știau. Și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și au zis, Învățător, renunți pasă că pierim. El s-a sculat, a certat vântul și a zis, mării, taci, fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis, pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință? I-a apucat o mare frică și zicea unii către alții, cine este acesta de la ascultă chiar și vântul și marea? Asta e experiența lor trăită și acum îl trimite singur. Pe ce să facă el fără Iisus? Dacă cu Iisus și-a permis să se dezlănțuie fenomenele, forțele naturii, cum zicem, dacă nu-i mai Iisus în barcă, ce-ar fi de viața noastră să ne încumetăm să mergem fără Iisus undeva? A fost un om care a încercat
Și nu de mult de când s-a venit pe aici. Iona a fost omul lui Dumnezeu, care Dumnezeu l-a chemat într-o zi și a zis: am o misiune pentru tine, du-te repede în Ninive și du mesajul acesta. Spune-le că încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Și Iona, vreau să citesc să vedeți că se poate. Se poate să mergi în altă direcție și suntem liberi, dar ochiul Domnului e peste tot. Și El nu ne slăbește din ochi. Și de multe ori ca tineri sau ca și adolescenți credem, gata, nu-ți mai suport tatălui, a mamei, pot să merg unde vreau, pot să-mi permit ce vreau, să nu ne înșelăm. Ochii Domnului sunt în urmărirea noastră. Nu există camere sofisticate în aceasta care să cuprindă tot spectrul. Și David a înțeles și a zis: nu mă pot duce nicăieri, departe de fața ta, departe de Duhul tău, mă duc în cer, mă duc sub pământ, mă duc în apă, la marginea pământului. Ești pretutindeni. Și David a înțeles că n-are cu cine să joace și chiar și atunci când a greșit, a căutat greșit, a spus: vreau să cad în mâinile Dumnezeului cel atotputernic, pentru că e îndurător și milostiv. Și la fel, acest om, Iona, a zis: e prea grea misiune. Fac altceva. Am bani, nu-mi trebuie sponsor, nu să mă trebuie să mă duc acolo în misiune și să-mi risc o viață. Eu vreau să plec în direcția care îmi aleg eu, pentru că eu plătesc biletul. E viața mea, fac ce vreau cu ea, mă duc în direcția care vreau. Cine m-ar putea împiedica? Și nu m-a împiedicat nimeni. Și-a luat biletul, l-a și plătit. S-a dus și-a și putut să doarmă Iona. Și aici, în capitolul 1, vom vedea că Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a coborât la Iacov și a găsit acolo corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit de corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Dar, și aici intervine darul, acest dar, nu darul, cadou. S-au luat și cadou, dar care nu l-aștepta Iona. Dar Domnul, că zice noi, se întâmplă, vin furtuni, vin val, nu, dragii mei, de multe ori, noi putem să provocăm furtunii în viața noastră, pentru că Domnul e cu ochii pe noi și noi să fim fericiți fără, departe de fața Domnului. Oricât de mult am crede că vom reuși, oricât de capabil și sfințiți de a crede în a le aranja lucrurile, Domnul poate să facă ceva care ne întoarce cu susul în jos și ne duce înapoi. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic și a stârnit o mare furtună. Corabia a amenințat să se spărâme. Corăbierii s-au temut, au strigat fiecare a Dumnezeului și au aruncat în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară, până și lucrurile de valoare dispar. Ceea ce mi se pare că e valoros, ajungem să renunțăm la tot. Pentru că viața e mai de preț decât îmbrăcămintea. Frații mei, de preț, de când lucrurile acestei lumi care ni se fac nouă valoroase. Și au început să arunce și ei. Și dacă ne gândim la călătoria Apostolului Pavel, în Romani, nu, în Faptele Apostolilor, spre finalul cărții, la fel, avea călătorie spre Roma. Și spune că la un moment dat au aruncat totul în mare, doar să-și scape viața. Fiul risipitor a trebuit să piardă totul, pentru că viața a ajuns să îți arăt primescu. Și lângă tata a venit pe el. Ca lângă tata, ca lângă cel care i-a dat viață, cel care îl iubește, cel care l-a așteptat, cel care avea ochii a țintit asupra lui, venit pe el. Și eu l-a trebuit și el să înțeleagă. Părăbiei s-au temut, au strigat fiecare a Dumnezeului și au luptat în mare unele din corabie ca să facă mai ușoară. Iona s-a coborât în fundul corabiei, cel mai inocent om. S-a culcat și a dormit dus, nu știu ce-o și divisat. Cărmaciul s-a apropiat de așa, de ce dormi? Spală-te și teamă pe Dumnezeul tău, poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Și atunci când îl întreabă, când trag la soț, pentru că Maia nu se potolea, iar parcă Maia plică și erau amenințați toți să piară în largul mării. Au tras la soț și a căzut pe Ion și atunci Ion a trebuit să zică, da, am vrut să fiu de fața Domnului. Ca să se potolească furtuna aceasta, aruncați-vă în apă. Și așa au făcut, când au avut de râs. Dar Dumnezeu care nu părpădește. Și spune așa de frumos în 2 Petru, capitolul 3. Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui. Un cred un ce are un delung răbdare. Și dorește ca niciunul, nici măcar unul, să piară. Niciunul.
la vie, și Dumnezeu vine în tăcarea noastră. Și l-a văzut și pe Iona și s-a ocupat de el. A fost o experiență tristă, dură pentru el. Pentru că acolo, în fundul mării, Iona s-a copit. S-a copit cu adevărat și Dumnezeu l-a dus la liman și Iona și-a împlinit misiunea. Ucenicii aceștia avea împlinit o misiune. Dar Domnul Iisus i-a zis, duceți-vă de partea cealaltă și a trebuit să asculte. Faptul că au ascultat, mai spun o dată, faptul că au ascultat de porunca Domnului, că putea să zică, Iisuse, poate ai treabă prin împrejurii. Noi, noi suntem pescari, suntem înotători buni, suntem cărmași buni, ne-am născut, poate cu vita, aproape că ne-am născut în barcă, în corabie, de mici. Asta nu mi-e frică, dar pentru că au știut că au de-a face cu cineva care e pe urmele lor, cu ochii pe ei și vor să vină, devine cu adevărat pescar de oameni, Iisus îi trece prin diferite teste și are ascultări și ucenicii se duc și se întâmplă la fel, vine furtuna. Și acum e întrebarea care se ridică în mintea lor și de multe ori în mintea noastră, Doamne, am ascultat cuvântul Tău, am vrut să fac vreo ta, nici în furtună, nici în pagubă, nici în boală, nici în lipsă, nici în probleme, de ce? Și să știți că doar câteva secunde, în agonie, par o veșnicie. Mă gândeam zile trecute că am văzut de un avion care s-a prăbușit în Etiopia. N-a reușit decât câteva minute să stea în aer. A decolat și din cauza încărcăturii, nu știu din ce cauză, avionul nu putea să se înalțe. A dat un mesaj din nou la centrul de comandă și a zis, trebuie să ne întoarcem, că suntem în pericol. S-a dat verde să se întoarcă și nu s-au mai putut întoarce. Pilot cu experiență, avion nou, Boeing, a spune toate condițiile ca avionul să ajungă la destinație. Toți acei care au fost în avion, împreună cu pilotul, împreună cu echipajul, toți au un. Și acum, întrebarea noastră, care trebuie să ne punem. Cine ar putea fi mai în măsură? Mai demn de încrederea noastră să ne ducă de partea cealaltă, de Iisus. Dacă noi ascultăm cuvântul, indiferent ce se întâmplă, valurile și probleme care vin în viața noastră, El e cu ochii pe noi, El e prezent și chiar dacă a plecat la cer, au zis, eu mă duc, dar nu vă las orfani. Am să vă trimit pe Duhul Sfânt care să rămână în voi, să rămână cu voi, pentru că vreau să vin după voi. Și dacă cineva va avea Duhul lui, Duhul meu, cel care va avea Duhul meu, e ca și o pecete, e ca și un pașaport cu viza pe el, ceva care e invalid, e razit, va avea parte de rămâne. Și spune Apostolul Pavel frumos, căci dacă Duhul celui ce-a înviat pe Iisus Hristos din morți locuiește în voi, și trupurile voastre vor învia în ziua venirii Domnului Iisus datorită din pricina Duhului Său care este noi. Așa că nu există mai mare siguranță decât atunci când ascultăm de Domnul Iisus. Indiferent că vor veni probleme în viața noastră și necazuri și lucruri care nu le-am înțeles și nu le vom înțelege poate niciodată. Iisus este în control. Și dacă vom citi acest pasaj, vom vedea că Iisus vine din munte de la rugăciune, că s-a dus la rugăciune acolo. Spune, în capitolul care l-am citit, spune, după ce și-a luat rămas pe la lot, s-a dus în munte ca să se roage. Când s-a înserat corabia, era în mijlocul mării, vreo 2 km de făcut până în partea cealaltă. Putem spune câteva minute, câteva zeci de minute. Și au trecut ore și erau în mijlocul mării, nici măcar pe traseul care trebuia să treacă în partea cealaltă. Pentru că vântul i-a aruncat în mijloc, larg, și nu mai avea nicio speranță. Și aici iarăși e nedumerirea noastră. Pentru că Iisus îi vede când se înserează. E cu ochii pe ei. Îi vede că sunt în mijlocul mării, dar îi lasă în continuare să vâslească. Cine i-a trimis? Să vâslească. Cine i-a trimis de partea cealaltă? Chiar El, chiar Iisus. Vă imaginați câtă satisfacție în inima Domnului Iisus privind că ei ascultă ce i s-au spus să facă. Puteau să sară în apă, puteau să-și pierdă orice speranță să nu mai facă nimic, dar n-au abandonat chemarea ce le-a fost dată, ci au continuat să vâslească chiar dacă nu înaintau, pentru că a fost acolo în Domnul Iisus.
și știa că și-a pus încrederea în cineva care nu mai văzuse până atunci. Cineva care are puterea în cer și pe pământ. Și nu știa ce se va întâmpla cu viața lor, cum nici cei trei, când au fost amenințați cu moartea, nu știau dacă vor ieși din cuptor sau vor rămâne acolo cenușă. Dar au zis, chiar dacă nu ne scapă, noi nu ne închinăm. Eu, care era aproape mort, care uita la ea și nu-i mai recunoștea. Prietenii s-au speriat, au zis, eu știu că răscumpărătorul meu este viu. Chiar dacă mi se desface cartea și pielea, nu voi mai avea carne pe oase, nimic. Zice, știu că voi vedea pe Dumnezeu. Aleluia. Și nu mă amăgesc. Nu mă înșel, ochii mei vor vedea, nu ai altuia. Și spune, sufletul meu suspin de dorul acesta înăuntrul meu. Și eu va trăi cu această nădejde. Dar ridicat Dumnezeu, da. Ne va ridica Domnul Iisus într-o zi dacă rămânem credincioși. Da. Dacă vom asculta, da, pentru că Domnul Iisus s-a dus în largul mării, dar nu s-a dus cum i-a văzut. Aici ai neînțelegerea noastră. Putea să sară repede pe barcă sau putea să, de acolo de pe masă, zică, taci, fără gură. Mări, că o asculta, era greu. Nu-i trebuia comandă, nu-i trebuia să fie acolo, să bagi nu știu ce contact ca să asculte. Un singur cuvânt, că prin cuvânt a creat totul. El era stăpânul, dar ascultați. Ce spune? Când s-a înserat, corabia era în mijlocul mării, iar Iisus era singur pe țărâm. A văzut pe ucenici că se înjesc cu vâslinea și s-a bucurat. Credeți că s-a bucurat? A văzut. Dumnezeu vede necazul, vede suferința și cuvântul nu avem timp acum să citim. Că Dumnezeu nu discrecește un duc mânghit și o inimă înfrântă. Jertfele plăcutele lui Dumnezeu sunt un duc zdrobit. Sunt oameni care ascultă și care sunt povara crucii. Nu renunță. Privesc la Iisus, dar știu că Iisus îi ajută ca să ducă acea cruce, să meargă pe calea crucii până la sfârșit. Și spune, într-a patra strajă, din noapte a mers la ei, umblând pe mare și voia să trecă pe lângă ei. Văzând cam cum stau, să zic așa, cu supărat, a patra strajă înseamnă de la ora 3 noaptea până la 6 dimineața. Când i-a văzut Iisus, când s-a înserat, când s-a făcut noapte, au trecut ore bune și Iisus era în control. Nu s-au negat. Ei vâsleau, ei continuau. Și într-a patra strajă, Iisus a dus la ei. Și Iisus și-a dovedit puterea. Pentru că, dacă citim în Evanghelia după Matei, vom vedea că însuși Petru, tot s-au speriat, nu știa că e Domnul, nu avea să creadă. Și au zis, Doamne, dacă ești Tu, poruncește să vin înainte la Tine. Și a spus Domnul Iisus, vino Petru! Și Petru, cum el însuflăcit așa de dinamismul ăla, de moment, s-a aruncat și a mers. Dar s-a îndoit, pentru că a văzut că valurile erau puternice. Și a zis, gata, mă scuz, și-a zis Domnul Iisus, de ce te mărești puțin, zicios? Acesta este secretul, dragii mei. În primul rând, să vedem pe Domnul Iisus, că este cel mai mare. Că este singurul care poate să ne ducă de partea cealaltă. Singurul care e în măsură și o va face și rămâne credincios promisiunii lui. Apoi, să ascultăm, că dacă n-ascultăm în ciuda faptul că nu înțelegem de multe ori. Să ascultăm, dar nu doar să ascultăm în prima fază, să perseverăm în ascultare, pentru că Iisus ne abandonează, nu ne lasă de izbeliște. El totdeauna va fi și este în controlul vieții noastre. Deci trebuie să rămânem cu această certitudine și apoi să nu uităm că Iisus, așa cum a promis, va reveni. O veni la ucenicii lui, a promis că va reveni. Și cuvântul Domnului spune așa de frumos, să-mi lupta și cu aceasta vreau să nu uitați. Spune, fie că vine, hai dați ca să citim împreună, vine un cuvânt așa de frumos și de fapt aceasta ne însuflețește venirea noastră la adunare. Sper că ideea vine la adunare, că îl așteptăm pe Domnul Iisus, că ne pregătim. Că dacă avem altă dorință, o să rămânem cu dorința aia aici, ca și poporul Izrael prin pustie. Nu au ajuns dincolo, de partea cealaltă. Au plecat din Egipt cu gândul că vor mânca miere și vor bea lapte și vor fi într-o țară extraordinară. Dar au murit toți, cu excepția a doi oameni din generația aia de a 21 de ani în sus, au rămas în pustie din cauza împietririi, a necredinței, a neascultării, a răzvătirii, a alegerilor lor acolo în pustie. Și Luca capitolul 12 spune cuvântul Domnului așa de minunat, Iisus însuși spune cuvântul ăsta. Îndemn la veghere, asta se face.
în mijlocul să vă fie încins și făpirile aprinse, versetul 35, 36, și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la muntă ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robia aceea pe care stăpânul îi va găsi de venind la venirea lui. Adevărat vă spun, Iisus zice asta, adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șade la masă și se va apropia să le slujească. Dumnezeu slujește tot cât o păscă până. Încă promite că în veșnicie el ne va sluji. Cine suntem noi? Ce preț avem noi? Ce valoare avem? Suntem nimica, dar el ne-a dat valoare și trebuie să apreciem această valoare. Nume de copil al lui Dumnezeu și spune, versetul 38, fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, poate vine zice că întârzie și unii zic că nimeni o să mai vină, că tot așa se zice. Ferice de robia aceea dacă îi va găsi veghind. Vreți să ne găsească veghind? Domnul să ne ajute și să fim cu el. Amin.